Toate popririle vor fi blocate până la 1 septembrie. Deputații au decis să extindă suspendarea măsurilor de executare silită în materie civilă prin poprire pentru creanțele civile și comerciale până la începutul toamnei. Autoritățile deciseseră inițial, în contextul pandemiei de coronavirus, să suspende executarea silită prin poprire până pe 15 iunie. Cu detalii vine chiar acum Roxana Ciucă. Roxana, bun găsit! Bună dimineața, bine v-am regăsit. Vorbim de o măsură ce a fost adoptată ieri de Camera Deputaților cu 300 de voturi. Dacă până acum știam că este valabilă până pe data de 25 iunie, iată că această măsură a fost prelungită până undeva în toamnă, până pe data de 1 septembrie 2020. Vorbim așadar de suspendarea măsurilor de executare silită în materie civilă privind popririle pe creanțele proprii. Însă, mare atenție, acest lucru nu se aplică celor care au o hotărâre definitivă și irevocabilă dată din partea instanțelor judecătorești. În rest, toate celelalte aspecte sunt în vigoare, mai puțin acestea, cu excepția acelei hotărâri judecătorești de care vă vorbeam. Toată această măsură a fost luată atât pe perioada stării de urgență și iată, ea este în vigoare în continuare și pe această perioadă a stării de